Aș vrea acum să-i ofer cuvântul domnului Alexei Tulbure, care reprezintă astăzi Institutul Național, Institutul de Istorie Orală din Republica Moldova. Mulțumesc frumos! În primul rând aș dori să aduc sincere mulțumiri Fundației Friedrich Ebert Moldova și Institutului Național pentru Studierea Holocaustului în România, conducătorilor și reprezentanților acestor structuri, fără contribuția căror acest seminar nu ar fi fost posibil. Sunt convins că suntem la începutul unei colaborări frumoase. Tema Holocaustului a fost în perioada sovietică o temă tabu și într-o mare măsură rămâne o temă ocolită de savanți, politicieni și presă și astăzi, după 27 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice. Basarabia sau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, pentru că așa era denumirea țării noastre atunci în anii 40, a trecut prin coșmarul și ororile a două regimuri totalitare, cel comunist, stalinist și cel nazist. În perioada sovietică, crimele stalinismului au fost o temă tabu, dar și despre Holocaust, despre genocidul împotriva evreilor, romilor și altor grupuri sociale, etnice, dar în primul rând împotriva evreilor, bineînțeles, se vorbea eufemistic. Istoricii știu foarte bine această expresie sau această formulă, crimele cotropitorilor fasciști împotriva cetățenilor sovietici. Eufemismul ascundea esența acțiunilor naziștilor, soluția finală a problemei evreiești, distrugerea fizică a evreilor din Europa. De la proclamarea independenței încoace, crimele regimului comunist, în special deportările în masă, foamea organizată din anii 1946-47 și-au găsit reflectarea la început în lucrările publicistice, aici rolul jurnaliștilor era primordial, extrem de important, apoi în articole, monografii, culegeri de documente și alte cercetări academice, mai mult sau mai puțin profesionale. Tema represiunilor politice ale regimului comunist, reabilitării victimilor acestor represiuni, păstrării memoriei acestora, se află în atenția publicului, este o temă a discuțiilor publice din Republica Moldova, apare frecvent în discursurile politicienilor, este o parte a narativului oficial, a narativului statului despre trecut. Represiunile staliniste au reflectare adecvată și în curicula școlară și universitară. Nu, din păcate, și Holocaustul. Studiile nu poartă un caracter sistemic, tema practic lipsește în discuțiile publice, politicienii, cu mici excepții, aici avem prezent și avem și politicieni care fac parte din această excepție, nu doresc să vorbească despre Holocaust. Predarea acestei teme în școli și universități, deși lucrurile în comparație cu situația de acum 20-25 de ani s-au mai schimbat spre bine, rămâne nesatisfăcătoare. Rarele publicații în presă sunt prilejuite zilei internaționale de comemorare a victimilor Holocaustului, 27 ianuarie, pe care Moldova din 2015 încoace o marchează și ca ziua națională de comemorare a victimilor Holocaustului. Deși eu cred și am propus asta public în mai multe demersuri, articole publicate, că pentru o zi națională, noi putem alege o dată legată, la asta s-a referit la evenimentele care au avut loc aici în Basarabia, putem alege o dată legată de acele evenimente tragice care s-au întâmplat aici în Basarabia, în Republica Moldova. Prin ce se explică această stare de lucruri? Factorii sunt mulți și complexi, unul este ignoranța, necunoașterea. Am rugat o casă de sondaje să introducă câteva întrebări legate de Holocaust în unul din sondajele sale și s-au obținut următoarele rezultate. La întrebarea, spuneți-mi, vă rog, dacă ați auzit, cunoașteți
semnificația termenului Holocaust, avem următoarele date. Da, cunosc bine semnificația, 25,1%. Da, ceva am auzit, dar nu cunosc semnificația, 21,4%. Nu cunosc, nu am auzit, 53,5%. Eu cred că noi putem suma aceste două cifre, 53,5% și 21,4%, care se referă la am auzit, dar nu cunosc ce înseamnă, și avem o cifră de 75% din populație care nu prea cunoaște ce e asta Holocaust, nu prea și nu a auzit. Eu cred că este, da, sunt elocvente aceste cifre. La o altă întrebare, cine după părerea dumneavoastră se face vinovat de Holocaustul din Basarabia, s-o subliniat, de aici, de la noi, răspunsurile sunt următoarele. Uniunea Sovietică, 20,2%, Germania Nazistă, 73,9%, România, 15%, altcineva 0,8%, nu știu, sau nu-i răspuns, 14%. Interesante răspunsuri, nu? Un alt factor este acela că Holocaustul nu se înscrie în anumite doctrine politice, în cadrul cărora noi moldovenii suntem prezentați în exclusivitate ca victime a regimurilor totalitare. Ori, și despre asta trebuie de remarcat asta și de subliniat, practic nu se vorbește la noi în țară, la jăfuirea și la uciderea evreilor au participat în multe cazuri foarte activ și populația locală neevreiască. Deci în acest caz, în Holocaust, neevreii nu au fost victime, ci în multe cazuri complici la crime. Este o filă foarte neagră și foarte tragică în istoria țării noastre, o filă care ne produce durere, pe care nu dorim să o știm, o respingem, o negăm cu vehemență. Prin această respingere și negare însă riscăm să afectăm prezentul și viitorul nostru, riscăm să ajungem la repetarea unor astfel de tragedii. Societatea moldovnească rămâne scindată, divizată, inclusiv pe problema interpretării istoriei. Urmărim și fenomenul conflictului victimilor. Care victime sunt mai importante, care din ele sunt mai victime, cele ale represiunilor staliniste sau victimele Holocaustului. Aceste dispute nu mai încetează în Republica Moldova. Fără să am cea mai mică intenție de a compara crimele celor două regimuri totalitare, vreau să formulez o idee care mi se pare foarte simplă. Dacă dorim să depășim această stare de divizare, dacă dorim să devenim o societate capabilă să edifice un stat democratic funcțional, dacă dorim pace și înțelegere în țară, urmează să ne asumăm trecutul integral și să ne asumăm responsabilitatea pentru acest trecut, în care își găsesc locul cuvenit și represiunile staliniste, deportările în primul rând, și Holocaustul. Asta e unica cale pentru reconciliere și dezvoltare normală a țării. Readucerea temei Holocaustului în discuțiile publice, readucerea acestuia în memoria socială a moldovenilor, păstrarea memoriei victimilor acestuia este o premisă fundamentală pentru acest proces de conciliere, normalizare, integrare a societății noastre, pentru o dezvoltare continuă și stabilă a Republicii Moldova. Rolul presii este aici, după mine, primordial. Dacă vom putea, prin astfel de seminare, cum este seminarul de astăzi, să ajutăm jurnaliștii să contribuim la acest proces de acceptare a trecutului, de normalizare socială, vom considera eforturile noastre pe deplin răsplătite.